lună, lună de lună. De la solar. Cunosc. Și acum că am plecat de la solar, am doresc foarte mult, mamă, ce soare, să mergem să spălăm cămașii. Pentru că este foarte jegoasă. Doamne, go! Gata. Nu, că se și vede când eu mă duc la solar. Ia uite cum am... Ioi! Da, superb. Ne vedem mai încolo. Gata, am luat fisele și hai să o vedeți pe mașină înainte. Mamă. Mașii. Să-ți vă puțin cât praf are. Și ne apucăm de bomboric. Gata. Ah, spatele. Perfect, toată. Este perfect. Am venit acasă la băiatul meu, pe care și pe el l-am scos afară înainte să plec eu la solar și l-am spălat puțin pe lăbuțe, că se pare că a plouat. Și am spălat păturica să miroasă frumos la cocolină, în fine, și alte lucruri, și mi-a zis Roxana că este Sfântul Dumitru azi. În fine, voiam să vă arăt că mi-am achiziționat-o de la Catena treaba asta și ăsta de la Plafar, ulei de rozmarin, și ăsta... L-am văzut pe TikTok, nu știu cine a făcut reclamă. A, pentru păr, să-ți crească părul mai repede. În fine. A, uite, are mai multe uleiuri. Asta mi-a plăcut gen la el, ca să nu mai dau eu banii pe toate uleiurile să fac amestec. Așa mi-au zis fetele de acolo, dar nu mai sunt răbdătoare. Și o să facem treaba asta să mi le pun în păr împreună. Și m-am așezat aici pentru că îmi voi face cu voi acest... ulei în păr, voiam să zic tratament, dar nu e chiar tratament. În fine, înțelegeți voi că poate crește mai repede și la mine această coamă de punei obosit. Părul meu este nespălat și de asta profit, să zic așa. Și pe voi vă sfătuiesc să faceți același lucru, să faceți treaba asta în ziua în care trebuie să vă spălați pe păr. Așa, ia. Și întotdeauna pieptănați vârfurile de jos, vă rog, pentru că am văzut o fată pe TikTok care așa dădea și se auzea oribil. Și eram, Doamne, nu cred că își rupe părul. Stați că au căzut niște fire din perie. Da. Așa, și o să vă mai arăt că vreau să mai pun ceva și pe vârfuri, pentru că pe vârfuri nu mi-aș dori să pun ulei. Gen, ioi. Oricum, al meu este destul de fin. La, 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 la. De când m-am apucat să am grijă așa de el și ați văzut rutina mea, cine n-a văzut o să se ducă înapoi la rutina mea de păr, stați să pun toate firele, pentru că eu am făcut ordine astăzi și nu vreau să am fire de păr pe parchetul meu. Am deja. Stați. Vom desface această chestie. Stați un pic că este sigilată, se pare și aici. Ce drăguț miroase! Și acum desfacem doar partea asta. Ce drăguț care are deja dozaj. Hai să îl mai arăt o dată. Ăsta este de la Catena. Și uleiul de rozmarin, pentru că... Doamne, cât de tare miroase! De tare, adică puternic. Atitri miroase. Hai să începem cu ăsta, să-l punem așa frumos. Tuc, 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 tuc. Hei, nu te cadă pe fața mea. Și pune și de ăsta, să le amestecăm cum ar veni, știți ce zic? Așa. Și facem cum ar veni cât de cât pe rădăcină, niște secțiuni, așa, că după aceea oricum o să îl masez. Ia. Mă uit acolo, în oglindă, să nu vă panicați, că nu mă uit la voi. Încerc să văd exact cărarea, dar ce mai contează? Cărare. Așa. Aia că am pus mai mult aici. Hai mai desfac și pe partea asta. Ia uite aici. Din nou, începem cu asta. Tic, 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 tic. Eu cred că mă lovesc capul, măi. Fetelor. Așa.
Iupi, iupi, joi, joi, joi. Și încă o dată, pe aici. Fiți pe fază, pe Instagramul meu. Deoarece o să am o surpriză pentru voi, pentru fetele care comandă de la farmacie. Cu codul meu, bineînțeles. Ah, m-am gândit eu așa că pentru fetele mele aș vrea să am o surpriză. Doar că despre această surpriză veți afla pe WhatsApp. Așa că puteți să vă faceți contul gratuit. O să vă las eu linkul în descriere, linkul meu de la Pharmacy. Odată ce vă faceți contul, o să vă bag pe un grup de WhatsApp. Iar acolo postez surpriza pe care o voi avea pentru fetele care s-au înscris și pentru și care vor comanda prin linkul meu. Ia uite, mai mi-a căzut un fir de păr. Deci regulile simple sunt: intrați frumos pe linkul meu din descriere, vă faceți cont la Pharmacy, odată ce aveți contul, vă voi băga în grupul meu de WhatsApp, iar acolo veți afla despre ce surpriză este vorba, pentru că mie îmi plac surprizele și știu că tuturor ne cam plac surprizele, așa că dacă pot să fac și eu surprize, dar nu vă pot spune mai multe. Doar fetele care și-au făcut cont și vor fi pe grupul de WhatsApp vor afla despre asta. Nici pe Instagram, de fapt, nu voi spune despre ce surprize este vorba, dar pe WhatsApp, ceea ce înseamnă mai multe șanse să aveți surprize pentru fetele mele. Iar acum o să masez tot maclavaisul ăsta pe care l-am făcut eu de ulei în capul meu. Pentru că mi-am dat comandă pe Shein de dispozitiv de la să-ți faci masaj. Au! Și nu mi-a ajuns, încă nu mi-a ajuns comanda, nu vine să cred ce am dat-o acum ceva timp. E prima dată, cred că, când o să vină atât de greu. O comandă de pe Shein. Iar acum voi folosi acest produs de la Dr. Cetuna, de la Pharmacy, care este un leave-in. Și v-am zis, nu prea vreau să mă dau cu ulei pe lungimea părului. Aș vrea să mă dau cu... Doamne, ce frumos miroase, cu acest leave-in pe care eu v-am arătat că îl folosesc inițial după ce m-am spălat pe păr, deoarece îți miroase și frumos părul și îl lasă și foarte moale. Te ajută foarte mult, dar foarte mult să ți-l perii atunci când este ud, înainte de a te usca cu feonul. Ah, asta dacă vă uscați cu feonul, eu fără feon nu pot sta, pentru că, Doamne, deci dacă aș sta fără feon, e ca și când mi-aș fi spălat părul și este echivalent cu zero. Așa. Bine, am pus mult mai multă cantitate decât pun eu după ce ies din baie, dar țin încă vreau să fie ca un tratament, îmi permit să-i pun mai mult. Ta-da! Gata! L-am crlionțat natural. Ah, mă mănâncă capul acum. Ah, mai bine, mai fac un pic masaj. Și ne vedem mai încolo, pentru că momentan vreau să mă bag la serialul Lupin, în caz că nu l-ați văzut, merită să vă uitați la el, este absolut genial. Și dacă tot sunt la etapa, hai să ne facem chestii drăguțe, mi-am prins frumos părul într-o coadă, cum se numește asta? Coadă împletită, așa. Și hai să vă mai arăt și vouă cum fac eu conturul la față. Înainte de toate, trebuie să știți, fața trebuie să fie foarte bine pregătită înainte. Eu mi-am făcut toate coșurile și așa mai departe zilele trecute. Hidratată este, de asta avem și acești doi bumbișori pe față. Și iau frumos San Moritz,
care pentru mine este genial, și o pensulă, o introducem frumos aici, în căpăcel, că mi-e mai ușor să dozez cantitatea, și unde îți faci tu conturul? De obicei, conturul cremos, conturul cu pudră, ei bine, așa-l faci și pe ăsta, gen. Și ai nevoie de o pensulă pentru a nu fi niște linii foarte drepte, pentru că și atunci când ai cu fard, la fel, folosești frumos o pensulă și nu ai niște linii foarte bine definite. În primul rând, conturul eu mi-l fac pe obraj, pentru că odată ce ai gene și ai și conturul ăsta făcut cu autobronzant și, să zicem, mai și spârcenele făcute, gen tatuate, micropigmentate sau vopsite, și ai un ten fără probleme, păi, devine putea. Ăsta e un machiaj inițial permanent pe față, să zic așa, și nu ai nevoie de make-up neapărat. Uite, pe aici mai e un pic și le iau așa frumos cu deajutul. Vreau să am făcut puțin asta aici și aici. A, stați că aia se duce puțin mai sus. Hâț. A? Și aici, inclusiv, voi da puțin prin păr pentru a se pierde frumos conturul ăsta pe care mi-l fac eu, care va rezista câteva zile. Zile bune, adică, nu știu, 4-5 zile, 6 zile, tot îmi rezistă. Nu la intensitate maximă, deoarece pe păr te speli, pe față te speli, gen, înțelegeți voi? Și uite așa, tar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 a. Mai apoi, încă un loc, aici. Aici, adică sub nas, că pare mai mic. Bine, eu mi-am dat și pe sub foarte nas. Așa. Acum, oricum, este foarte proeminent. O să spuneți, nu, nu-mi place, nu știu ce. Dar pe mine, de multe ori, m-ați văzut așa, cu contur, și cred că nici nu v-ați dat seama neapărat că eu am conturul făcut din autobronzant. Și frumos... tot așa, un pic aici. Din nou îl pierdem frumos. Ia uite. Astea inițial sunt umbrele pe care eu chiar mi le-aș dori în viața mea să fie pe bune aici. Și voi da puțin totuși și pe ureche. Pentru că ar fi ciudat să se vadă urechea albă și fața conturată. Și puțin pe gușa asta. Înainte eu mai îmi făceam și nasul, doar că pe nas am observat că rămân niște cute foarte nașpa, aș putea să le spun, și evit să mai dau acolo. Dar din nou, pentru că îmi spuneți de buze, eu îmi dau pe buze aici. Așa. Și mi-l depășesc, fiți atente unde, aici. Fix pe partea aia mi-l depășesc puțin, pentru că acolo aș vrea să se vadă puțin altfel. Și aici jos. Apoi las tot așa frumos autobronzant. Și ca și când v-ați da așa cu puțin creion pe buze, conturul ăla pe care vi-l faceți cu creion. Și dacă vă mai doriți să vă dați undeva, puteți să dați în sprâncene și cu autobronzantul acesta. Hâț și hâț. Ta-da! Uitați-vă puțin, da? Exceptând faza că sunt niște linii bine definite. Dar după ce te speli, nu se mai vede atât de
tare acest contur, cât de frumos se vede. Și din nou cu acest autobronzant puteți să vă jucați cum vreți voi, să vă faceți aici la sân treaba aia, să vă dați frumos pe aici puțin, pe aici puțin, să se vadă umbra aceea de la sân, dacă vă luați un decolteu sau mai știu eu ce. Eu asta fac cu autobronzantul, vă zic, e genial. Mama mi l-a luat în momentul de față spray, dar spuma este pentru față, pentru că te ajută din nou dozajul, cum să dozezi toată cantitatea pentru față. Așa cu spray-ul poți să dai. Din nou, spuma este bună și pentru față și pentru corp ca și dozaj. Și dacă vreți să vă dați pe corp, eu am făcut oricum un clip, dar mă repet, luați niște mănuși sau mănuși, cum vreți să le spuneți, din acelea de doctori. Clasice. Nu să dați banii pe mânușa aia care mai e și scumpă și îți absorbe foarte mult produs. Din punctul meu de vedere. Dar acum faceți ce vreți. Ăla spray, da, într-adevăr, îl iei și te-ai dat. Dar cu spuma pui și nu știu ce, dar pe față cum dau eu cu spray? Și o să rămână foarte ciudat. Și gata. Mă duc să mă relaxez acum la lupin. Cu ce luat-o? Cu căpșuni și banane? Gata, am terminat și de mâncat. V-am arătat prima dată ce am mâncat, pentru că n-am mai apucat să vă arăt cum am plecat de acasă, pentru că am avut o fată la make-up și eram deja îmbrăcată pe picior de plecare, dar am avut timp să o și machiez. Și am fost la burgeria, dacă nu mă înșel, sau ceva de genul. Hei! Așa, și acum vom merge spre casă. Și ne vom juca niște remi. Da... Și mă uitam pe Shane în caz că vă întrebați ce fac. Am mai dat o comandă între timp. Bună dimineața, s-a trezit Dulceața și sunt aici cu Ana Maria Călușaru. Și vom merge în sfârșit la magazinul ăla ieftin, pentru că nu mai este duminică. S-a uitat niște fete ciudat la mine. Mie mi-e rușine să fac asta în public. Mergem mai departe. Așa, magazinul ăla de vă ziceam, Inter Macedonia, duminica este închis. Sâmbăta este până la 5, cred, sau ceva de genul și astăzi este marți și mergem la magazin și vă arăt dacă... Astăzi este luni și vă arăt dacă au într-adevăr produse ieftine. Gata, gata. Chipsurile momentan, să știți că au aceleași prețuri ca la magazine. Mergem mai departe. Ana, și cum se par prețurile astea? Sunt gen asemănătoare cu cele din magazin. Ok, hai să căutăm ceva. Ia, Pringles. Oh! Ce mai okay, hai să de multe ori îmi găsim unde? În Carrefour sau în Lidl mai ieftin decât aici. Și în așa. Exact. Ok. Momentan stup. Și avem o grămadă de produse pentru că am fost la Inter Macedonia și vreau să vă spun de acum, acel magazin foarte ieftin pe care l-am văzut pe TikTok, voi omorâ acest mit pentru că nu este foarte ieftin. Este scump din punctul meu de vedere față de Cocoș, față de Lidl, ba chiar și la unele produse față de Mega și știți părerea mea deja că Mega este destul de scumpă, dar... Hai să le iau așa cumva într-o ordine nebunească, pentru că sunt foarte ciudat puse prin pungi. Mâncarea lui Richard de la Maxi Pet. Mami, uite ce ți-am luat. Da. O punem aici. Hai să începem cu punga asta sau asta? Hai cu asta de la Inter Macedonia, uite că era aici. Și... hai să trebuie de fapt cu Maxi Petul, că le-am băgat aici. Și trei pliculețe. De asta eu nu prea sunt de acord cu pliculețele pentru băiatul meu, dar așa se mai dau o gustărică mere. Și din Inter
Macedonia, această pungă de floricele, știți cum e asta? Am zis să cumpăr ceva ca să nu zic că m-am dus degeaba. Dacă vi se pare că fața mea este foarte albă, iar corpul meu foarte roșu, bravo, ați ghicit, m-am dus și la solar, n-am putut să mă abțin, cam o ședință foto în două zile și trebuia să. Am cumpărat de la Inter Macedonia măsline Kalamata, dar nu sunteți pregătiți. Voi, voi sunt măsline roz, roz. Și vreau să zic că am gustat una acolo și da, foarte bună. Eu oricum sunt fan măsline, măsline roz. Pe toate astea am dat 8 lei și 13 bani, gen. Dar roz, hello! N-am mai văzut niciodată, gen. Da, îmi place. Am achiziționat o pungă de paste negre, 12 lei, să ne înțelegem, da? Nu știu prețurile, 12 lei am dat pe ea. Și două cutii de șervețele. Pentru că mi-a plăcut culoarea și că am zis totuși nu plec cu mâna goală, șervete. Simpatici, nu? Gen. Da, 6,50 cred că eram la asta de șervețele. În fine. Mergem mai departe la pep cu amestecat cu jisc. Am cumpărat, din cauza Anei, 3 prosoape de bucătărie, bine, sau de baie, unde vreți voi să puneți prosopul ăsta, gen. Am luat 3 pentru că aș vrea să le pun pe toate 3 la bucătărie. Îmi place că are și agățătoare de asta, gen. Hai că a văzut unul. 3 prosopele simpatice, 5 lei erau la reducere, drop the mic. Așa. Tot din Pepco, din Jisc, pardon. Am luat acești bureți de spălat. Mi-a plăcut că asta e destul de tare de aici. Tot pe jos îi punem și pe aia. Așa. Și, din Pepco, stați puțin. Am cumpărat această pernă. Este de copii, perna asta. Este roz pe partea cealaltă, dar nu am cu... ca să înțelegeți, aici pe preț, la RON, scrie 21 de lei, hai focus, uite. Și am dat 16 lei pe ea. Foarte drăguț, îmi place, nu mă supăr când lucrurile sunt mai ieftine decât prețul lor. Și trebuie să o pun pe scaun, ia. Da, se vede că au un căcat, dar merge, în fine. Hai să vă arăt și voi. Ridic scaunul, să ne înțelegem, da? Pentru scaunul ăsta am luat-o. Pentru că săracul e vai de mama lui. Oba! Stați un pic că am găsit mâncare bunicică aici. Așa. Așa, mergem mai departe. Și tot din Jisc am luat lui Richard. Mingiuță! Stați! Uite-l, mă. El încă nu știe. Stați un pic. A, se joacă. Mamă, pierd. Ia. Ține-mă, e mingea ta. E mingea ta aia. Da, iubire. Da, mă, e a ta. Da, ok, gata. Da, e a ta. Nu, no. Nu aduce mingea, ci pur și simplu se va juca cu ea, pentru că e mingiuța lui acum și... Lidl, în caz că nu v-ați gândit vreo secundă, avem și Lidl. Stați un pic să dau eu astea mai așa. Hai să pun pe scaun, ca să-mi fie mai ușor. Am luat pâine. Și menționez că am mâncat ultimele două dăți pâine ciabatta și mi-a plăcut foarte mult. Bine, n-am mâncat prea multe, dar mi-a plăcut. Și este săptămâna grecească și am descoperit aceste tărățele. Dacă le-a mâncat cineva, lăsați-mi voi în comentarii, că poate nu mănânc eu până postez eu clipul ăsta. Sunt tărățele fragede cu brânză de burduf. Brânza știți deja că mie îmi place foarte mult, brânza de burduf îmi place, orice brânză îmi place, așa că astea ar trebui să-mi placă. Și am luat două. Gen.
Am luat niște ciupercuțe de-astea, așa. Am luat tot de la săptămâna grecească treaba asta, că mi-a plăcut, am mâncat în Grecia și mi-au plăcut. Un oloi, oloi. Ah, mă mănânc aici. Așa. Am luat brânza asta, tot așa, feta. Dar am luat-o pentru al meu, pentru că este spicy. Dar nu este spicy, pentru că eu nu mănânc picant. Nu știu dacă știați, dar eu nu mănânc picant. Dar asta nu e picantă și pot să o mănânc și eu din ea. Și brânză feta. Cum am luat eu în Grecia, așa am găsit-o și pe asta, așa am zis, ok, hai că o iau. Și din nou pentru Richard. Ia, mami! Ia! Wow! Dar haide, vrei să te vadă puțin oamenii? Că țiță de mama! Țiță de mama! Wow! Da! Nu! Uite că e a ta! E din nou un pat! Așa, și am luat 3 produse de la DM, de care nu aveam nevoie, pentru că, în fine, apă micelară, o știți, cea mai bună apă micelară ever! Cea roz nu mă dă pe spate, eu nu mă împac cu ea, doar cu asta galbenă. Și am luat acest lintint lip oil de la Catrice, care a fost, este de fapt o mare nebunie, cum că ar fi dupe după Dior. Nu știu ce să zic. Și încă un de ăsta de la Essence, dar nici n-am cum să vi-l arăt acum, pentru că are la scotch. Și o să mă lungesc o grămadă. Este un nude, stați un pic. În nuanța asta, 402. Și este un nude foarte frumos. Aduce așa ce am eu pe buze acum. Și gata. Cam astea au fost cumpărăturile. Sper că v-a plăcut acest clip cu mine Alandala, dar bineînțeles că vă bag și shopping și încă aștept să vină comanda de pe Shein. Și culmea, am două comenzi, adică aștept de una deja de foarte mult timp. Gata. Ne vedem data viitoare. Vă super mulțumesc că sunteți aici alături de mine și vă pupicez.